Dați-mi voie să vă spun un bun venit în această seară și, cum spun de obicei, un Dumnezeu să vă binecuvinteze din plin. Astăzi a fost prima zi când am simțit realmente de ce înseamnă să locuiești în Canada. Afară plouă, plouă, plouă. Dar și în sfera asta cotidiană a vieții noastre, creștinismul are o declarație importantă. Și în vremuri grele, dar și în vremuri bune, omul cu inimă bună îl poate lăuda pe Domnul. Amin. Chiar dacă astăzi am pornit mai greu și serviciul și celelalte aspecte ale închinării, haideți să dezvoltăm o inimă plină de mulțumire și de închinare la adresa lui Dumnezeu. Putem demonstra astăzi faptul că nu suntem dependenți de evenimente, de împrejurări, de circunstanțe, de soare sau de ploaie, ci de lucrarea suverană a lui Dumnezeu în viețile noastre. De aceea, încă o dată, reiterez ce am spus. Vă rog să lăsați ca Duhul Sfânt să vă vorbească, să lucreze în viața dumneavoastră și în timpul de închinare, în timpul de predicare, să lăsăm această prezență a Duhului Sfânt să producă noi motive de mulțumire. Să fim realiști. Poate produce psihicul uman motive de mulțumire în vremuri grele din viață? N-are cum. El este dependent de împrejurări. Dar Duhul lui Hristos, care locuiește în noi și în motive grele poate să formuleze, să dezvolte motive de bucurie care să îmbucure ființa noastră. Amin. Continuăm să ne închinăm Domnului. Seara asta am ales niște cântări care se pare că nu le știe toată lumea. Unele din ele cred că nici omul știu așa de bine, dar memoria rămâne și câteodată cred că ceea ce am cântat că atunci când eram copil vine de la sine. Câteodată nu vine de la sine, dar dacă stăm și ne uităm la toate aceste cuvinte și la faptul că cineva s-a gândit la Dumnezeu și la iubirea Lui pentru noi atunci când le-a scris, atunci ne vine ușor să cântăm. Amin. Este ușor ca să cântăm Domnului, pentru că Dumnezeu ne învață să trăim și să avem o inimă plină de laudă pentru El. Haideți să cântăm această cântare, măriți pe Domnul, că Cel peste toate veghează. Cu asta am copilărit eu și sper să o știe cineva. Yeah.
Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm să fim din nou împreună aici la o seară de sărbătoare, chiar dacă biserica nu mai e chiar așa de plină ca săptămâna trecută, totuși prezența Domnului umple acest loc și să mărim numărul în această seară. Dacă săptămâna trecută am avut mulți musafiri, avem și în seara aceasta musafiri și le mulțumim pentru vizita lor și Domnul să vă binecuvinteze pe frații care sunteți de la Biserica Emanuel, Biserica Soră, Pentecostală din Surrey. Vrem ca în această seară să lăudăm numele Domnului și îndemnați de cuvântul Domnului care spune pacea lui Hristos la care ați fost chemați sau cătuiți un singur trup să stăpânească inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Amin. Am vrea ca aceste versete să ne inspiră în această seară, să aducem lauda noastră și mulțumirea noastră lui Dumnezeu și pentru că când vrem să dăm întâietate musafirilor noștri, am înțeles că sora Adriana de la Biserica Manuel are o cântare spre lauda Domnului. O invităm să vină în față să aducă darul care l-a pregătit pentru Dumnezeu în această seară și pentru bucuria noastră. După cântarea sorei, vom asculta o cântare la acordeon. Te-am găsit pe munții înalți, te-am găsit pe margini de râu, te-am găsit în parfumul din flori, te-am găsit, Iisuse, te-am găsit. Predică din melodiile Domnului. Nu așa.
Vedi că e balia, frate. Thank you.
Vremea de afară afectează și acordeonul, deci probabil că va trebui să lăsăm să se odihnească până când își revine la temperatura camerei sau ceva s-a întâmplat. Ne bucurăm pentru cântările ascultate. Vrem ca în continuare să ascultăm o poezie, spre lauda Domnului, declamată de sora Adriana Dincă. După această poezie, un grup de frați, un fartet, au venit la mine, la provocarea fratelui păstor, n-au putut să stea liniștiți, să stea în bancă. Fratele Dani, care este inima lor, știu de el de la cor că se simțeau obosit și un pic deja intra sub scaun, nu sub masă. Mulțumim Domnului pentru dragostea care au frații noștri pentru a lăuda numele Domnului și vrem să le mulțumim pentru că Domnul ne îndeamnă să lăudăm și de aceea vrem să o facem cu toată inima. Sora Adriana, o poezie următoare de parte. Rugăciune. Doamne Iisuse, ai milă de noi, căci am ajuns vremurile cele grele. Ne bucuram cândva în durerile noastre de flori și de stele. Astăzi, nici de ele. Cândva ieșeam la soare să cântăm. Astăzi, punem reflectoarele și ne chinuim să interpretăm. Cândva citeam și înțelegeam și mare și mic. Astăzi, toți studiem și nu pricepem niciunul nimic. Stăm de vorbă cândva și era sărbătoare sfântă, părtășie. Astăzi, comunicăm. Și e Babilonie. Ziceam amin după închinare, astăzi aplaudare. Eram puțin atunci, câțiva pe-un deal, câțiva pe-o vale, dar dragostea dintâi ne încălzea sub aripile sale. Astăzi, milioane unul lângă altul, profețire. Abia mai respirăm de dogoarea sfârșitului, dar înghețăm de neiubire. Doamne, ai milă de noi, căci ne-au ajuns vremurile cele grele. Vino, Doamne Iisuse, și scapă-ne de ele. Amin. Amin. Fratele păstor a zis că plouă foarte mult în Vancouver, o știm toți. Am zis că cântarea aceasta este foarte pregătită. După ploaie și furtuna va veni și o zi mai bună. Amin. Să apropiem cu pași repeți, săptămâna viitoare, deja este
4 decembrie, vom avea câteva servicii deosebite. Primul este în 4 decembrie. Suntem invitați cu toții să participăm la un serviciu deosebit în care îi vă mulțumim Domnului pentru țara noastră de unde provenim, pentru România. Și vrem să putem să ne adunăm mai multe biserici din zonă și să putem să facem lucrul acesta. Cu toții ne vom întâlni duminica viitoare la ora 5 la Biserica Agape. Dacă știți pe cineva care n-a venit în seara aceasta și e posibil să nu știe, vă rugăm să-i anunțați. Noi ne vom întâlni în acest loc, duminica viitoare, la ora 5, la Biserica Agape. Cu toții știm, cred că, unde este. Vrem ca să folosim acest prilej, ca să lăudăm pe Dumnezeu ca și români în această zonă, să aducem rugăciuni pentru țara noastră, pentru poporul din care am provenit și să putem să facem lucrul acesta împreună cu toții și îi mulțumim Domnului că a pus pe inima întregii frăcerități române din această zonă să facem lucrul acesta. Al doilea eveniment special, pe 17 decembrie, va fi o sâmbătă, la ora 7, este concertul de Crăciun al Cornului. Deci, puneți-vă în calendarea voastră, 17 decembrie, ora 7, se apropie și data aceasta, fratele Sorin știe, cu paci, foarte repezi. Și rugați-vă pentru această lucrare, ca să putem să fim o mărturie în această zonă. Sperăm să avem mai mulți musafiri, să putem să vestim nașterea Domnului, să putem să ne bucurăm de acest eveniment unic în istoria omenirii. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu toții în continuare, închinându-ne cu darul nostru de bunăvoie. După cântarea comună, ascultăm corul cu două cântări, apoi cuvântul Domnului predicat în această seară de fratele păstor David Lavric.
acest locaș, o Doamne-ți dăruim. Ne-i chinăm smeriți și te slăvim. Te-ncoronăm cu laude și cu ruga inimii. O Doamne bun, noi te rugăm. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină. Dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi.
Dumnezeul lui Iacov este un tun de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița. A ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc peste pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un tun de scăpare pentru noi. Amin. Amin. Pentru timpul care ne stă înainte, vă invit să deschidem împreună Sfintele Scripturii la Evanghelia lui Matei, la capitolul 11. Haideți să ne ridicăm cinstind astfel citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia lui Matei, capitolul 11, vom citi începând cu versetul 28 până la versetul 30. Nu pot să nu constat din start cât de atent aranjează Duhul Sfânt lucrările din biserică.
corul a promis liniștea pe care textul o reiterează. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Doamne, ne rugăm să ne liniștești în această după-amiază prin cuvântul Tău. Doamne, sunt aspecte din viața noastră care ne tulbură, care ne macină, care ne vânează. Ne rugăm, Doamne, să lași ca Scriptura, prin Duhul Sfânt, să aducă în dreptul fiecăruia dintre noi acea pace de plină care întrece priceperea, dar care liniștește și mentalul și sufletul. Mulțumesc, Doamne, că ai răspuns la problemele noastre contemporane și îți mulțumesc că ai soluții care funcționează. Amin. Vă rog să preocupați locurile. Este posibil să ai pace, să-ți fie sufletul liniștit, în timp ce majoritatea oamenilor se confruntă cu stări de stres și anxietate? Are creștinismul și credința în Dumnezeu ceva de spus în ce privește starea inimii noastre, starea sufletului nostru, a mentalului nostru, în mediul acesta stresant în care noi trăim? Este corect, din punct de vedere biblic, să declari faptul că un creștin este mai puțin stresat decât o persoană care nu are nici o relație cu Dumnezeu, recunoscând din start faptul că noi toți trăim în același mediu apăsător și rapid, care produce stres în viața noastră. În această seară, mesajul este relaționat la această tematică. Odihnă sufletească în vremuri de stres și anxietate. Dacă ar fi să realizați o comparație între frecvența cu care este folosit astăzi conceptul de stres în vocabularul prezent și frecvența cu care părinții dumneavoastră l-au folosit în anii trecuți, nu e așa că constatarea legitimă, normală, este următoarea. Astăzi, ideea de stres, de presiune, de împrejurări care ne constrâng, a devenit ceva integrant. Prin cuvântul stres ne exprimăm. Prin cuvântul stres descriem mediul în care suntem. Dacă mi-ai lua acest cuvânt, mi-ar fi greu să descriu anumite situații din viața mea. De exemplu, bunicii mei, cu ani în urmă, n-ar fi folosit ideea de stres pentru a descrie ceva care îi neliniștește. Și aveau dreptate. E normal să ajungem la o asemenea constatare. Realitatea practică susține o asemenea premisă, dar și realitatea istorică susține faptul că astăzi stresul și presiunea au devenit elemente care sunt parte a vieții noastre. De exemplu, în secolul al XIV-lea, n-ai fi avut de ce să folosești acest cuvânt. Pentru că nu însemna nimic nici pentru tine, nici pentru ceilalți. Nu reprezenta absolut nimic. Însă mai apoi, începând cu secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, termenul de stres a început să apară în vocabularul cotidian. Cele două secole reprezintă acel moment al progresului științific, industrial, și pe măsură ce s-au dezvoltat științele, a fost nevoie de un limbaj
adaptați care să exprime acest progres. Astfel, pentru prima dată, ideea de stres apare în inginerie și este folosită pentru a exprima felul în care anumite metale se comportă la anumite împrejurări. La bază, stresul are legătură cu metalul, nu cu ființa umană. Însă, începând cu anul 1936-1950, conceptul de stres are o semnificație psihologică și exprimă acel sindrom în ce privește raportarea la anumite situații care comportă probleme de adaptare. Așadar, chiar și istoric, conceptul de stres este un dat al culturii postmoderne. Este un produs a societății în care trăim. Este ceva ce copiii dumneavoastră folosesc frecvent. Îi întreb uneori, cum ți-a fost săptămâna? Care credeți că este cuvântul care înglobează tot stresul lor? Cuvântul stres. În vocabularul lor, ideea aceasta este cea mai exhaustivă. Ea comportă absolut tot ce s-a întâmplat în viața lor. Acum revenim la întrebarea inițială. Este normal, este biblic, teologic corect, este legitim să spui faptul că un creștin este mai puțin stresat decât o persoană care nu are o relație reală, serioasă, temeinică cu Dumnezeu? Ai avea dreptul în această seară să realizezi o asemenea afirmație și să spui, domnule, dacă am credință în Dumnezeu, ar trebui să mă comport altfel în această societate stresantă. Altfel spus, are creștinul motive întemeiate, are rațiuni logice pe suportul cărora să spună am dreptul, domnule, să nu fiu stresat în lumea aceasta? La o asemenea tematică răspunde acest pasaj. Și ascultați invitația Domnului Iisus Hristos și promisiunea pe care El o realizează în acest capitol 11 din Matei. Versetul 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Când Hristos realizează chemarea aceasta și stabilește categoria care este invitată, El folosește două cuvinte deosebite pentru a exprima condiția acestor persoane. Folosește cuvântul capio și portizo. Primul descrie o stare de oboseală prelungită care conduce spre epuizare. Sună cunoscut? Iar portizo descrie purtarea unei sarcini care depășește condiția fizică a persoanei și care din cauza greutății schimbă verticalitatea coloanei vertebrale înclinind-o. Păi nu e așa că e relevant ce spune Matei? De câte ori în viață n-am ajuns în acea fază în care am spus mă termină oboseala asta, simt că mă epuizează? De câte ori n-am simțit că problemele cotidiene efectiv ne îndoaie și ne apleacă spre pământ, că ne epuizează? Hristos adresează o invitație către o asemenea categorie de oameni care este descrisă în acest fel. Și unor asemenea oameni El le promite foarte clar, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Să fie chiar așa? Să aibă creștinismul un cuvânt de spus în ce privește sindromul culturii noastre? Poate Hristos să liniștească sufletul meu în timp ce mi se năruiesc visele, în timp ce factorii mei de echilibru, sănătatea, biserica, familia, prietenii se dezechilibrează, în timp ce cariera mea este pusă sub semnul întrebării, de poate Hristos, în timp ce mi se demolează întregul sistem al vieții, să aducă pace deplină în inima mea, când n-am ancore, când n-am siguranță fizică, materială, poate Hristos să schimbe structura inimii și să-mi dea pace? Pentru a reuși să înțelegem tematica,
Vom uita în cele ce urmează la însemnătatea odihnei promise. Este fundamental pentru început să înțelegem la ce se referă Hristos când spune am să vă dau odihnă pentru sufletele voastre. Cuvântul odihnă este folosit de două ori în acest pasaj, mai întâi în versetul 28, iar mai apoi în versetul 29. În ambele cazuri, Matei folosește cuvântul anapao, termen care face referire la repaus, la revigorare, la pace, la liniște, la o întrerupere fizică și punctuală a procesului care epuizează. Pe scurt, anapao înseamnă pauză sau acel segment de timp așezat între două activități când ne putem odihni, când nu mai facem nimic și ne relaxăm. Așadar, Matei folosește un concept foarte relevant pentru înțelegerea noastră. Când vorbim de pauză, fiecare înțelege ce înseamnă o pauză. Elevii și studenții așteaptă cu drag pauzele la școală, nu? Între orele de curs. De obicei, pauza te salvează uneori, te eliberează, te protejează. Atunci când știi că urmează pauza, parcă răsufli mai ușurat. Și nu doar ei înțeleg cuvântul, ci și noi care slujim, lucrăm, activăm în diverse domenii profesionale. Cum ne încurajăm noi atunci când simțim că munca ne copleșește? Ce ne dinamizează? Ce ne încarcă ușor, ușor bateriile și așează din nou pasiune în noi pentru ceea ce facem? Atunci când îți amintești data concediului și data vacanței, parcă spui, mai am 2 luni, mai am 1 săptămână, să mai trag puțin de mine. Vine pauza, vine perioada când termin și cu școala și cu examenele, stau acasă sau merg într-un alt oraș, într-o altă țară și în sfârșit, domnule, am timp de repaus. Hristos folosește un asemenea cuvânt care indică relaxare în timp ce nu mai faci nimic. Dar vă întreb acum, scutește pe cineva viața aceasta? Ne oferă viața în sine pauze? Viața cu tot sistemul ei îți spune vreodată, domnule, te văd obosit, nu mai poți. Pentru 2 săptămâni, pentru 2 ani de zile, nu-ți mai cauzezi probleme. Nu se întâmplă așa. Viața n-are milă de nimeni. Psalmistul în Psalmul 90 spune, totul este prin trudă, prin sudoare, totul se face muncind, suferind și plângând. Asta e structura vieții pe care noi o trăim. Și atunci, de ce Hristos promite pauze în timp ce viața nu-ți oferă pauze? Ca să pătrundem înțelesul, facem un pas în față. A fost semnificația literală a cuvântului, iar acum urmează semnificația teologică, doctrinară a acestui cuvânt în Sfânta Scriptură. Termenul anapao este un termen foarte familiar pentru audiența Sfintei Scripturi în vremea în care Hristos a trăit. A fost ușor de înțeles, ușor de priceput. Chiar a fost o temă foarte comună și în Vechiul Testament. Ascultați Psalmul 95, 7 la 11. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de ați asculta azi glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inimă rătăcită, ei nu cunosc căile mele, de aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. De cele mai multe ori, termenul odihnă este așezat lângă acest cuvânt, a mea, odihna mea. Surprinzător, Noul Testament preia conceptul acesta și îl explică în detaliu. Ascultați ce spune Epistola către Evrei, la capitolele 3 și apoi 4.
Evrei 3, 10 la 11 și apoi Evrei 3, 6 la 19. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. 16 la 19. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Acum, evident, autorul vorbește despre această pribegie a evreilor prin pustie. Dumnezeu le promite acestora că îi va duce în țara Canaan. El va merge înaintea lor, va lupta împotriva dușmanilor lor și îi va duce în siguranță în țara promisă. În schimbul acestor servicii, Dumnezeu le-a cerut evreilor să se încreadă pe deplin în el și în promisiunea sa. Și totuși ei au spus, era mai bine în Egipt, era mai bine pe când eram acolo sclavi, au refuzat să creadă în puterea lui Dumnezeu, au cârtit împotriva lui Dumnezeu și în acest context autorul spune următoarele, am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Este clar faptul că în acest concept, în acest context, conceptul de odihnă se referă la țara Canaan, la țara în care într-adevăr se puteau odihni realmente evrei. După sute de ani de sclavagism, de presiune, de frică, de nesiguranță, Dumnezeu promite o zonă geografică în care va aduce pace și odihnă evreilor. Însă, pentru că au refuzat să creadă în decretul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune foarte clar, am jurat că nu vor intra în odihna mea. Și s-a întâmplat întocmai, spune autorul, din pricina necredinței, trupurile lor au rămas în pustie, au fost îngropate nu în țara promisiunii și a făgăduinței, ci în nisipul fierbinte al pustiei, n-au intrat în odihna lui Dumnezeu. Acum promite Hristos că ne va da o moștenire în Palestina, în contextul nostru contemporan, dacă ar fi așa, ar fi mare bătălie, mare război. Și așa e minat terenul. Da, păi să ajungem și noi pe acolo. E clar că Hristos nu se referă la un teritoriu geografic ca reprezentând locul odihnei. Și din acest motiv, autorul către evrei realizează un avans în discursul său. Și în capitolul 4, el spune următoarele. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venim prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrurile lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. 15 la 16, partea de final a capitolului 4. Căci nu avem un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Observați aplicația pe care o face autorul. Dacă în capitolul 3... odihna mea reprezintă țara Canaan. În capitolul 4, odihna reprezintă promisiunea lui Hristos de salvarea sufletului uman, promisiunea de izbăvire de trecut, promisiunea reabilitării fizice și spirituale.
Autorul spune, Hristos este marele preot, pentru că ne-a promis să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului și vom căpăta har la vreme de nevoie. Vom căpăta odihnă. Două întrebări foarte logice. Cum poate mântuirea să odihnească sufletul uman? Cum poate mântuirea sufletului să-ți dea ție pace și mie pace? Și a doua întrebare. Cum e posibil ca mântuirea să elimine stresul din viață? Sau să-l diminueze? E posibil ca mântuirea să îți dea putere să nu-ți fie frică? Să nu te panichezi? Să nu tremuri? Să ai credință mai departe? Îl luăm pe rând. Însă o simplă paranteză. Ca să susțin interpretarea termenului odihnă, vreau să vă uitați în acest capitol 11 din Matei. În acest context, Hristos descrie procesul mântuirii. El spune foarte clar, în 25, Doamne, Tată, te laud pentru că Tu te descoperi oamenilor. Tu începi să mântuiești. Mântuirea este planul tău, visul tău, invenția ta, e proiectul tău. Tu începi să mântuiești oamenii. După ce Hristos spune acest lucru, stabilește cum cineva poate fi mântuit și spune, instrumentul este Fiul lui Dumnezeu. El îl cunoaște pe Tata și El poate pune în legătură pe oricine cu Tata. Și după aceste cuvinte spune, veniți la mine. Voi toți și eu am să perfectez planul de mântuire, am să vă dau odihnă pentru sufletul vostru. Dar poate odihna să liniștească sufletul uman? Dacă da, în ce fel? Prima întrebare la care răspundem în cele ce urmează. Unul din motivele pentru care prezentul multor persoane este unul tulburat, chiar în pofida confortului, unul plin de depresie și anxietate, este următorul. Trecutul acelor persoane este unul care le inundă prezentul și le întunecă prezentul. Pentru mulți oameni, prezentul este dificil de trăit, tocmai din cauza felului în care a arătat trecutul. Trecutul are capabilitatea să ruineze prezentul. La ce mă refer? Melanie Greenberg, psiholog și doctor, spune următoarele. Regretele legate de trecut pot avea efecte dăunătoare asupra minții și asupra corpului. Atunci se transformă într-o zilnică frământare și autoculpabilizare. Regretele împiedică oamenii să-și rearanjeze viața, să pornească de la capăt. Aceste regrete, comemorate repetativ, sunt cauza depresiei și a unor probleme de sănătate. Ea continuă spunând faptul că ele cauzează stresul cronic și afectează aparatul imunitar. Un ziar din Liverpool conține următoarea ilustrație. Are la bază un caz real. Un om pentru 50 de ani din viață a pus la loterie în fiecare lună același set de numere. Dom'le, de fiecare dată a cumpărat biletul și a subliniat aceleași numere. Însă, la un moment dat, a omis să-și reînnoiască biletul. Și surprinzător, ce coincidență, chiar în acea zi, biletul câștigător a fost biletul pus de el pentru 50 de ani de zile. A fost la o distanță infimă de visul vieții sale, însă, pentru că a fost neatent, a pierdut ocazia. La câteva zile, pentru că s-a incriminat, s-a învinovățit, pentru că regretul a fost prea mare și a luat viața. Regretele pot întuneca prezentul
și te pot vâna până în prezent și îl pot afecta. Regretul împiedică capacitatea de recuperare a ființei umane din momente stresante prin extinderea lor la luni, ani sau vieți. Cu alte cuvinte, regretele nu-ți permit să începi o viață nouă, să ai un nou început, un nou start. Ele se extind dincolo de ceea ce ai experimentat în trecut. Și astăzi, dacă ai un regret, acel regret comportă toate sentimentele, tot stresul și îl trăiești din nou și din nou și din nou după 10 ani de zile. E acolo, dar dacă încă este în vigoare și e prezent, regretul te urmărește și îți afectează prezentul. Așadar, ce face Hristos în direcția aceasta? Cum liniștește mântuirea sufletul? Ce face Hristos în privința trecutului nostru? Ascultați Isaia 53:4-5. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Isaia spune, ca să te poți bucura de prezent, e nevoie să știi că trecutul este plătit. Este o pedeapsă, o răscumpărare care îți poate da pace, asta spune El. Și nu e așa. Când simți că ți-ai plătit trecutul și ți-ai răscumpărat greșeala, te poți bucura de prezent. Până nu se întâmplă acel eveniment, prezentul este dificil, anevoios, complicat, te îngroapă. Dar când simți că ți-ai răscumpărat trecutul și greșeala din trecut, te poți bucura de prezent. Dar vă întreb, cine își poate răscumpăra trecutul? Am putea face orice. Rămân răni, rămân urmări, rămân pete, rămâne cazierul sufletului acolo. E nevoie de o răscumpărare de plină, completă, de o dezlegare de trecut. Și Isaia spune în felul următor. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin El suntem tămăduiți. Mântuirea te dezleagă de trecut. Asta face. Hristos a plătit pentru fiecare faptă pe care am comis-o. Hristos îmi oferă un motiv justificat să mă iert pe mine, să uit trecutul și să merg înainte. Mântuirea îți poate odihni sufletul prin faptul că te dezleagă de trecut. Mai mult. Ascultați ce spune 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce fac regretele? Extind momentul stresant din trecut până în viitor. Și îl mențin în prezent. Îți reamintesc zilnic, zi de zi, ce ai făcut, readuc în mintea ta acele momente și te apasă cu ele. Și spun, păi n-ai nicio șansă, Domnule, să mai scapi de ce ai făcut. Vei trăi toată viața cu vinovăția asta, te va măcina până la moarte. Dar ce spune Pavel în 2 Corinteni? Cine este în Hristos este o făptură nouă. De ce? Cele vechi sau dus, toate sunt noi. Din acest motiv, mântuirea înseamnă ce? Naștere din nou. Șansa unui nou început, o nouă viață, un nou drum, un nou traseu. Mântuirea aduce această șansă a unei noi vieți. De ce poți să fii liniștit în vremuri de stres? Pentru că mai întâi, mântuirea rezolvă trecutul. Și mântuirea îți oferă ocazia să o începi de la capăt. Aseară la tineret
am ajuns la a doua sesiune din studiul pe apologetică și cel care a prezentat câteva elemente de apologetică este un apologetic contemporan, dar a fost un ateu. Și povestea felul în care a arătat viața lui înainte de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca Dumnezeu. Și spune așa: domnule, am consumat droguri, am băut, n-am avut valori, n-am fost o ființă morală, nu mi-a păsat de consecințe, însă studiind fizica și biologia, cred, am ajuns să realizez că universul acesta nu este rezultatul norocului. Nu e un univers care a apărut din nimic. Și dacă universul are un creator și a fost aranjat ca eu să trăiesc în el, adică cu un scop, înseamnă că și viața are un scop. Păi ce, Dumnezeu care creează universul creează viață fără scop? Nu! Dă sens universului, dă sens și vieții. Și dacă viața are un sens, înseamnă că trebuie să găsesc sensul. Păi nu pot trăi cum vreau eu. Nu pot să rămân așa. Și pornind de la aceste două lucruri, l-a cunoscut pe Hristos și ce s-a întâmplat? A rămas trecutul în trecut. Dependent de droguri, o asemenea dependență îți afectează prezentul și viitorul. Creează dependență, da? Lucruri normale, logice. Însă, mântuirea dă șansa unui nou început. Și ateu, omul care trăia o viață de întuneric, prezintă acum dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Dovezi logice, raționale, care conving și care duc spre credință. De ce? Pentru că mântuirea liniștește sufletul. Dezleagă de trecut și de șansa unui nou început. A doua întrebare este mult mai complexă și dificilă. Te poate proteja mântuirea de stres, de anxietate, de depresie, de greutăți care să te aplece, care să te subjuge? E posibil acest lucru? Ascultați ce spune Daniel Kahneman, un laureat al premiului Nobel. Memoriile afectează prezentul și direcționează acțiunile din prezent. De cele mai multe ori, interpretăm o situație din prezent prin prisma memoriilor noastre legate de acea situație prin care am trecut și în trecut. Și un caz foarte practic. Dacă în urmă cu 10 ani de zile ți-ai pierdut locul de muncă și a durat enorm de mult până ai ajuns să obții altul, dacă acele 2-3 luni de zile au fost extrem de grele, ai suferit, n-ai avut bani de mâncare, te-ai simțit părăsit, a fost dificil. Acum memoria acelui proces s-a stocat în mintea noastră. Și dacă astăzi treci prin o situație similară, prin prisma a cărui unghi vei interpreta acel moment? Prin prisma memoriei. Dom'le, asta am experimentat. Prin asta am trecut. E normal să mă aștept la aceeași situație. E normal să fie la fel. E normal să fiu stresat, panicat și dat peste cap. Și în acest motiv, spuneți copilor dumneavoastră următoarele cuvinte: începutul nu e ușor în viață. De ce? E o memorie care determină felul de interpretare. Va fi greu. Trebuie să lupți, să te zbați. Viața nu e simplă, nu e ușoară, nu e corectă. Va trebui să lupți. Memoriile din trecut determină felul în care interpretăm situațiile în prezent. Ce face Biblia în sensul acesta? Îți dă voie să interpretezi prezentul prin prisma trecutului, să spui, dacă așa a fost atunci, va fi și astăzi la fel? Nu. Și în acest punct, mântuirea aduce o altă perspectivă. Ea te învață să privești situațiile nu prin prisma trecutului, ci prin prisma destinației finale. Asta face mântuirea. Îți spune, nu privi la ceea ce se întâmplă prin prisma trecutului tău, ci privește prin prisma destinației.
Analogie foarte simplă. Mergeți la aeroport. E vacanța, e pauza mult visată. O așteptați de un an, doi ani de zile. Tânjiți la ea. Însă întârziați. Soțul se îmbracă mai greu. Copiii nu sunt la timp în mașină. Biletele sunt uitate. Pașapoartele le-am uitat undeva. Nu știu ce să facem. Conducem, e trafic, e aglomerație, este o oră de trafic de vârf, e un accident pe highway, e și poliția, e salvarea, sunt pompierii, soțul deja e cu mâna pe telefon, e agitație mare, copiii strigă, e scandal. În urmă cu 5 ani de zile, sunt la fel. Ai pierdut avionul din cauza unor lucruri de genul ăsta și soțul spune, ți-am spus eu, e la fel se întâmplă, sunt convins, 100% se întâmplă la fel, ajungem și avionul e plecat. Dar ce se întâmplă dacă, în timp ce ești la volan, te sună pilotul și îți spune orice s-ar întâmpla, nu te stresa, te așteptăm. Avionul te așteaptă, cei de la securitate sunt pregătiți, chiar dacă întârzi, vei avea locul asigurat. Nu e așa că din perspectiva destinației depășești ușor stresul din mașină, se închide gura, se scade tonul vocii și accidentul nu mai e prea important, nici poliția nu mai e enervantă, lucrurile se schimbă. Din perspectiva destinației, stresul prezent capătă o altă nuanță. Știți cum încurajează Petru pe cei care trec prin suferință? Ce le spune el? Ascultați, vă rog frumos. 1 Petru 1, 5-9. În ea, adică în nădejdea asta, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin vreme prin multe încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Ce le spune Petru? Dom'le, dacă știi unde ajungi, dacă știi că destinația e stabilită, cerul e pregătit, Hristos a pregătit un loc pentru tine, treci altfel prin viață și suferința capătă un alt sens, o altă coloristică, e diferită. Destinația schimbă sensul evenimentelor prezente. Aplicație practică. Păi dacă știi că te-a mântuit Dumnezeu și te-a salvat și a murit pentru tine Iisus Hristos, dacă știi că te așteaptă să ajungi acasă, dacă știi că îngerii sunt gata să cânte, bine ai venit acasă. Destinația este stabilită, este asigurată. Cerul e pregătit. Te sună copilătul și spune, Domnule, Hristos te așteaptă. Cerul este gata. Sfinții te așteaptă. Și e zilnic făcută promisiunea asta prin Sfânta Scriptură. Eu vin curând. Când am să vin, am să te iau acasă. Dacă destinația e stabilită. Te rog să privești toate evenimentele prin prisma destinației și nu prin prisma trecutului. Când se întâmplă asta, te poți bucura de viață. Vei spune, e încercare, e grea, dar nu mai e mult. Ajung acasă, sunt stresat, sunt apăsat, dar mă pot bucura de viață. Nu mai e mult și ajung acasă. Dacă privești din prisma destinației, poți să fii odihnit în vremuri de stres și presiune. Ca să închei, vă spun următoarele. Mântuirea poate aduce odihnă sufletească într-o cultură în care stresul este la ordinea zilei. De ce? Mântuirea te dezleagă de trecut. Mântuirea anulează regretele
care îți întunecă prezentul. Hristos a murit pentru trecutul tău, pentru fiecare gând, pentru fiecare faptă. Hristos a plătit cu preț de sânge. Mântuirea dă o odihnă sufletească prin faptul că îți oferă șansa unui nou început. Mântuire înseamnă naștere din nou, viață nouă, un nou start, un nou proces, o nouă direcție. Mântuirea e un medicament împotriva stresului, pentru că te învață să privești toate evenimentele, nu prin prisma trecutului, ci prin prisma destinației. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului, slăvindu-L pentru cuvântul Său, pentru această seară, pentru închinare, pentru rugăciune și rugându-L să continue să ne odihnească sufletele în El. Doamne, Te binecuvântăm și mulțumim pentru această seară. Doamne, mulțumim că Te-ai gândit la noi din veșnicie. Doamne, mulțumim că Ți-ai propus să mântuiești lumea aceasta. Doamne, mulțumim că tocmai mântuirea este potrivită pentru vremuri de stres și pentru vremuri de îngrijorare. Doamne, mulțumim că atunci când știm că suntem mântuiți, ne putem bucura de viață. Doamne, dacă în această seară sunt persoane care încă au regrete, care le macină prezentul, mă rog să faci reală, Doamne, jertfa Domnului Iisus Hristos, jertfa ispășitoare, acel preț pe care Tu l-ai oferit pentru tot trecutul nostru. Dacă sunt persoane, Doamne, care astăzi încă n-au curaj să viseze, să privească în viitor, fiind legate de trecut, mă rog să le naști din nou, Doamne. Mă rog să le dai șansa unui nou început, să restartezi viața lor. Și dacă noi toți, de multe ori, privim la prezent prin prisma memoriilor noastre, prin prisma experiențelor, ne rugăm să ne ierți, Doamne. N-am vrea să ne oprim pe cale crezând că nu putem depăși nimic, ci am vrea să privim la absolut totul prin prisma destinației. Știm că ne aștepți, știm că casa este pregătită, știm că nu mai este mult. Mulțumim că ne anunți în fiecare zi de revenirea Ta. Mulțumim că ne asiguri de faptul că nu ai uitat de noi și mulțumim, Doamne, că astfel putem depăși și stresul și anxietatea și depresia care s-ar putea să apară uneori în viața noastră. Doamne, mulțumim pentru această seară, mulțumim pentru toți cei prezenți, ne rugăm să-i binecuvintezi, ne rugăm să răspunzi la nevoile lor, la întrebările lor, ne rugăm să le mântuiești familiile, casele și ne rugăm, Doamne, ca evenimentele care urmează în biserica noastră și în zona aceasta a Vancouverului să fie pline de har. Doamne, ne rugăm să fie lăudat Hristos prin tot ceea ce facem, să fie El preamărit, El înălțat. Ne rugăm, Doamne, să ne inspiri în deciziile pe care trebuie să le luăm. Ne rugăm să pui în inima noastră cuvinte potrivite, care să noastră credință în inima celor din jurul nostru și mulțumim, Doamne, că ești la lucru. La lucru în biserică, la lucru în societate. Mulțumim că mâna Ta este asupra noastră. Lăudat să fie numele Tău și binecuvântat în vecii vecilor. Amin.